Claudia acolo. Hai. Te drumul. Zic? Am un mic televizor și îmi vine ca să-i zbor. Să-i zbor ecranul cu o piatră când vorbiți câteodată în țara asta democrată de asta urâtă faptă. Frați creștini în Parlament, nu credeți că n-aș fi drept? Legea mare a păcatului homosexualului, fără comportări urâte, în Biblie sunt vestite. Sunt azile de bătrâni. Fiți atenți că sunt români care n-au medicamente. Sunt oare astea corecte? N-au pe nimeni să-i aline. Faceți voi totul ca mâine să se simtă permanent ca la voi în Parlament. Nu cu bani așa de mari. Unu cât 50 pensionari. Atât să pună pe masă cum erau la ei acasă. De copii nu vă mai spun. Une merge drumul plin. Copii abandonați, sunt slăbiți și nemâncați. De ce oare i-a adoptat străinilor cu bani grei, dacă ați fi și voi ca ei, să vă ia pentru organe străinii peste otare? Faceți bine, fiți cinstiți, ce faceți, aia găsiți. Să nu credeți voi îndată că în lumea asta-laltă, în fotolii toroniți, o să stați voi odihniți, fără ca să nu munciți. Atât, doar să înghițiți, când ați dat la acest popor niciun pic de ajutor. Ați mărit pensiile toate, cu un kilogram de lapte. Și în ziua următoare ne uităm la contoare. Ei, a scumpit iară curentul. Păi așa a vrut Parlamentul. N-a spus la televizor mărirea pensiilor.